În stațiunea austriacă Ischgl, pârtiile sunt perfecte pentru snowboard, ski, iar mâncărurile sunt dintre cele mai fine. Știi ce mai e la superlativ? Fanul, distracția. Hai cu mine să te învăț unde să mergi dacă vrei să te distrezi cel mai tare. Există o tradiție aici în Ischgl. La început, cât și la final de sezon, se ține un mare concert în aer liber, direct pe pârtie. Practic, este cea mai înaltă pârtie în Guinness Book of Records, în aer liber, în Europa. Top of the Mountain Concert se numește, iar ea îți oferă cel mai tari senzații, adică să asculți muzică live direct pe pârtie, să vezi munții de jur împrejur, să te bucuri simultan de natură, prieteni și muzică bună. În sezonul acesta, primul concert a fost programat pe 25 noiembrie. Pe marea scenă Idalp, care e situată la 2320 de metri altitudine, direct pe pârtie, a urcat artista Andrea Bem, una dintre cele mai faimoase cântărețe germane, ci că a vândut ceva milioane de discuri, exact ca Fuego la noi în vremurile lui bune. Cert este că a făcut o atmosferă incredibilă. Un alt concert foarte așteptat este cel de pe 22 aprilie 2018. Băieții de la Bastille cântă pe pârtia Alp Trida, iar tu o să dansezi pe Pompeii sau pe alt hit al lor, pe Săturate, direct pe pârtie, în zăpadă, înconjurat de prieteni și munți, evident. Cine mai e ca tine? Trebuie să mai știi că ai acces la concertele astea doar cu skipass-ul. Este practic o răsplată pe care Ischgl ți-o oferă pentru toți kilometrii pe care îi parcurgi până acolo, cât și pentru cei schiați sau dat cu placa. Ha-ha. Tot pe pârtie o să se desfășoare și următoarea mare distracție. Partea cea mai interesantă este că e vorba de ceva ce nu prea întâlnește zi de zi și este specific munților. E vorba de competiția de sculpturi în zăpadă care se cheamă Forme în Alb și începe pe 8 ianuarie. Tema de anul ăsta este Best of 25 de ani de forme în alb, adică, având o remarcabilă capacitate de a observa evidentul, celebrează faptul că se petrec 25 de ani de când are loc. Operele de artă neconvențională vor ieși din mâinile a 10 perechi de artiști internaționali. Vor avea doar 5 zile la dispoziție pentru a crea sculpturile uriașe care ne vor impresiona mai apoi. Ai șansa să-i vezi la lucru, să le admiri tehnica, să schiezi printre ele, să faci poză Iola, Iola statuie și, dacă vii exact în perioada competiției, de ce nu să dai niște puncte? Ce fel de sculpturi o să vezi? Dragoni, vampiri, personaje de circ, celebrități, temircele, nazăre. Cam toți vor ajunge imortalizați într-o sculptură de zăpadă. Oricum, limite nu există, așa că e posibil să te surprindă cu tot felul de personaje și de idei. La final, creațiile vor fi expuse direct pe pârtile din Ischgl, iar tu va trebui să faci slalom cu grijă printre ele. Așa că atunci când vei schia, le vei admira în voie, le vei putea fotografia și pune pe Instagram cu celebrul hashtag Iola. Nu? Poate chiar îți vei propune să faci și tu așa ceva într-o zi, nu exclus. Că oameni de zăpadă rotunzi cu toții suntem în stare. Nu e așa că e mișto? Hai acum serios, când o să te mai plimbi tu la 2300 de metri altitudine printr-o galerie în aer liber, admirând sculpturi înalte de până la 10 metri? Îți spun eu, nu prea des. Galeria în aer liber va fi deschisă până la finalul aprilie, când se încheie sezonul. Pentru că sunteți simpatici, o să vă mai spun un secret foarte mare. Cel mai tare te distrezi în Ischgl dacă mergi la săniușul de noapte. L-am probat, jur pe roșu. Sigur, unii vor petrece prin cluburi, alții vor petrece pe lângă cluburi, dar tu, dacă vrei, te vei da pe derdeluș în nocturnă. Mai ții minte distracția aia nebună când te urcai și te dădeai cu Sania pe derdeluș? Bine, pe vremea aia te dădeai cam pe câteva sute de metri. Cum țipai tu de bucurie și nu te mai săturai? La fel e și acum. Linia de start la săniușul ăsta de noapte se află în stația telecabinei Țilvretaban, pe care trebuie să o iei ca să ajungi la punctul de start. Derdelușul are o lungime de 7 km, este cel mai lung din Alpi și are o diferență de altitudine de peste 950 de metri. E deschis mereu lunea și joia, de pe la mijlocul lunii decembrie până la mijlocul lunii aprilie, iar biletul de acces la telecabină ca să ajungi în vârful derdelușului te costă 14 euro, 8,50 euro pentru copii. Săniuțele se închiriază cu 9 euro, 4,50 euro pentru copii, iar voi, împreună cu copiii, veți considera că datul mintea copiilor este senzațional. Haideți, fiți rebeli sau nonconformiști. Vă garantez că veți ști și voi împreună ce e distracția adevărată. Acum că te-am aranjat cu distracția pentru vacanța ta super tare din Ischgl, ce ar mai fi? Ca să descoperi și celelalte minuni ce te așteaptă în zonă, eu îți propun să urmărești și celelalte clipuri pe care ți le-am pregătit pe harta noastră interactivă. Ne vedem în Ischgl. Relax if you can, că așa asta e vorba lor.